Probabil până acum ai auzit de site-ul GPT. Dacă nu ai auzit de el, înseamnă că nu stai pe TikTok, pentru că acolo toată lumea discută despre el. Practic este un website care folosește inteligența artificială pentru a face diverse lucruri. Poți să scrii articole, poți să scrii cod pentru programare și tot așa. Însă, în acest videoclip îți voi arăta o metodă prin care poți să faci bani cu Chat GPT. Hai să-ți cum, pentru că este destul de simplu. Tot ce trebuie să faci este să intri pe chat.openai.com după aceea va trebui să-ți faci un cont, stai din știi, contul este total gratuit și după ce ți-ai făcut contul, vei vedea faptul că aici undeva un loc în care poți tastezi tot ce îți trece prin cap. Spre exemplu, eu o să-i spun să îmi scrie 3 idei de titluri pentru niște blog posturi, iar aceste idei să fie despre Bitcoin. O să-i dăm Enter și vedem că el va gândi acum câteva secundele cred că își caută tot felul de informații pentru că sigur caută undeva pe internet și vedem faptul că în momentul de față ne-a oferit trei idei pe care le putem folosi. O să luăm titlul acesta și o să mergem să-i spunem să ne scrie Write a blog post about the rise of Bitcoin. Îi Enter, la fel așteptăm câteva secunde pentru ca el să își caute toate informațiile, să facă toată magia aceasta în spate, Îi vedem faptul că el ne va scrie un articol care, din câte știu, este total original și nu are probleme pe partea de copyright, deci îl poți folosi și tu într-un blog post. Având în vedere că acest OpenAI este folosit de mai mulți oameni, s-ar putea ca la mai mulți oameni să apară aceleași articole și atunci ar putea să fie o problemă de copyright, însă, bineînțeles, puteți să fiți cât mai creativi și cât mai original puteți să-i spuneți să îmbunătățească articolul la final sau lucruri de genul. Haideți să lăsăm să termine și după aceea o să vă arăt exact care este următorul pas pentru a începe să faceți bani. Ok, în momentul de față avem un articol destul de bine scris. Tot ce trebuie să facem este să mergem pe medium.com. În cazul în care nu aveți nici de medium.com, practic medium.com este un site de articole, de povești în care poți să-ți scrii și tu poveștile tare. Îți poți face un cont gratuit aici, iar după aceea dacă vei merge pe partea de write, vei vedea faptul că poți să scrii articole pe Medium. Și bineînțeles, tot ce trebuie să faci este să mergi să copii în primul rând titlul. O să mergem aici, o să punem titlul, iar după aceea va trebui să copiem acest text. După ce am copiat textul, mergem aici și îl punem. După aceea putem să mergem pe Pexels pentru a căuta o imagine cu Bitcoin. Este foarte important să puneți și o imagine în aceste articole. De exemplu, putem să luăm pe aceasta. Este total gratuită și o putem folosi în articolele noastre fără probleme de copyright. O salvăm, și o putem adăuga aici, de exemplu, o să dăm un enter, iar aici o să punem o imagine, dăm plus, folosim pe aceasta, open, și după aceea putem da click pe publish. Putem pune aici un topic, Bitcoin, vedem că sunt foarte multe topicuri pe partea aceasta și dăm publish. Și în momentul de față avem un articol publicat despre istoria Bitcoin-ului, ceea ce este foarte, foarte interesant. Însă până acum nu ți-am arătat cum poți să faci bani. Ei bine, haide să te arăt un secret, pentru că dacă vei intra pe Medium Earn, vei vedea faptul că cei de la Medium au modalitate în care te plătesc. Practic tot ce trebuie să faci este să publici măcar un story, ceea ce am făcut mai devreme, după aceea va trebui să aduni 100 de followers și după aceea să rămâi activ. Și după aceea vei putea aplica pentru programul lor de monetizare. Probabil mulți dintre voi se întreabă acum, ok, dar cum aduni 100 de followers? Așa cum aduni și 100 de subscriber pe YouTube sau 1000 de subscriber pe YouTube, va trebui să publici la început conținut ca o să de urmărească, conținut pe o anumită nișă, iar după ce vei avea un număr de 100 de urmăritori, vei putea aplica și în felul acesta vei putea face bani Însă dacă tot am amintit de YouTube Am mai discutat pe acest canal de YouTube Automation Articolul acesta pe care acest roboțel l-a scris Se poate transforma și într-un videoclip pe YouTube Eu, spre exemplu, folosesc Flixier Însă sunt și alte programe gratuite care pot face lucrul acesta Eu o să merg pe Create Project Și o să punem aici uh, bani cu chat Dăm Create După aceea mergem pe partea de import Text to speech O să selectăm aici engleză și o să selectăm o voce. De fapt, haide să punem textul în primul rând. Am pus textul pe care tocmai am copiat și o să dăm list în preview. Digital... Da, aceasta este o voce de copil. Haideți să mergem pe o voce. Hai să mergem cu Arthur. E o voce de englez. Să vedem cum se aude această voce, pentru că poți să-ți alegi vocea. Sunt voci cât mai naturale pe care le găsești în flexier. Din punctul meu de vedere, se aude foarte bine. Tot ce trebuie să facem este să dăm at Media. Și după aceea va trebui să mergem pe partea aceasta de stock și vom căuta, de exemplu, Bitcoin. Și vedem faptul că aici găsim tot felul de filmulețe pe care le putem folosi gratuit, le putem trage pe timeline. Bineînțeles, eu nu o să stau să fac clipul acesta cât mai ok, însă este foarte mișto să faci acest videoclip să fie cât mai corelat cu vocea care este pe fundal însă aici găsești de exemplu imagini, gifuri și tot felul de materiale pe care le poți folosi total gratuit în videoclipul tău pentru a-ți crea un videoclip pe care apoi să-l aplaudezi pe YouTube, bineînțeles și acolo trebuie să aduni 1000 de subscriber și după aceea poți fi monetizat. După ce ai terminat de editat videoclipul va trebui să mergi pe export și după aceea să dai export video, nu mai puțin de 3 minute videoclipul tău este gata, însă poți să te conectezi direct la canalul tău de YouTube. Următorul pas pe care trebuie să-l faci este să intri pe YouTube, să-ți faci un cont de YouTube și să-ți verifici acel cont de YouTube. Verificarea se face cu ajutorul telefonului mobil, vei un SMS pe telefonul mobil pentru a aplauda videoclipuri mai lungi și pentru a accesa toate funcțiile de la YouTube. După aceea va trebui să scrii și o descriere, poți folosi o parte din acest text sau chiar poți fi folosit tot textul în descrierea videoclipului, iar la final mai trebuie să spui și partea de keyword, poți merge din nou pe chat GPT, poți să-i spui să, pui să scrie 30 de cuvinte cheie pentru titlul acesta, iar el prin magie va face și lucrul acesta, îți va scrie cuvintele cheie pe care le poți folosi ca tu să-l cât mai bine în căutele de pe YouTube. Și vedem faptul că în momentul de față el ne scrie și cuvintele cheie pe care le putem folosi și în felul acesta ai două șanse prin care poți să faci bani cu chat GBT. Bineînțeles folosești și alte site-uri, însă din punctul meu de vedere acest site este foarte interesant și poate schimba foarte mult modul prin care poți să faci bani online. Numele meu a fost oare dacă ți-a plăcut videoclipul acesta, nu uita să lovești butonul de like și bineînțeles să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Până data viitoare, mai bine, ceau!